Inițiativa comunității online la bluz roman încă din ianuarie 2013, bluza românească femeiască cunoscută ca Altiță a devenit un veritabil brand de țară care a făcut vogă în moda feminină a lumii. Asociația respectivă a propus ca ziua de sânziene să fie declarată drept zi internațională a ei, lucru care a fost adoptat cu repeziciune de românii din 54 de țări de pe 6 continente ale lumii. Printre comunitățile românești din străinătate care au organizat ample manifestări de sărbătorire a elegantei Altițe cu sută pe pânză de borancic, s-a numărat și cea din Italia. După cum știți, pe 24 iunie este declarată ziua sărbătoarea ei. Și noi românii din diaspora, din comunitățile românești din Italia, ținem mult la această sărbătoare. Nu numai pentru că ne dă prilejul să ne îmbrăcăm costumul popular, dar și să ne reamintim de obiceiurile de acasă, să ne întâlnim în cadrul lărgit al comunității, la care invităm de asemenea și italieni, să ne cunoască mai îndeaproape cum suntem noi cu adevărat românii și nu cum ne prezintă alții. Românii din Italia au putut participa la sărbătoarea Iei, organizată la Verona. Scriitoarea Florentina Niță a achiziționat o Ie cu o vechime considerabilă cu care a participat la concursul Cea mai frumoasă Ie, întrunind aprecierile jurului. Duminică a fost sărbătorită Ia la Verona. Am ținut să particip, deși eu nu fac parte din asociația organizatoare a acestui eveniment, pentru că tocmai mi-am cumpărat o ie autentică de la un târg de folclor și am vrut să o arăt și chiar am participat la un concurs Cea mai frumoasă ie, unde am fost printre câștigători, ceea ce mi-a dat o mare satisfacție că jurul a apreciat ceea ce și eu am apreciat la acea ie, autenticitatea. Cred că avea o vechime de aproape 100 de ani ia pe care am achiziționat-o eu. Patina timpului își pusese amprenta un pic pe țesătură, dar culoarea era încă vie, modelul extraordinar de frumos și jurul a apreciat-o ca atare. Participanții la sărbătoarea Iei au asistat și la un program cu cântece și dansuri populare românești interpretate de copiii românilor aflați la muncă în Italia. Și ca sărbătoarea să fie deplină, s-au putut delecta cu bucate tradiționale la Târgul Meșterilor Populari. Prezentată cântece populare, o grupă de elevi români care frecventează cursul de limbă, cultură și civilizație românească în școlile din Italia, unde predau profesoare din România, au pregătit un moment artistic cu cântece și dansuri populare. De asemenea, au fost târguri de artizanat românesc, unde doritorii au putut să vadă și chiar să achiziționeze costume populare și alte obiecte de artizanat și nelipsitele bucate românești, mici, plăcinte, cozonaci, cum ne place nouă românilor să sărbătorim. Pentru ca toți românii să se poată bucura de această frumoasă sărbătoare, și românii din Milano au organizat duminica următoare o astfel de manifestare. La Verona, deci, a fost duminica trecută și ca să nu se suprapună cumva sau pentru că așa au decis organizatorii, la Milano se va organiza duminica aceasta. Se preferă, evident, nu chiar în 24, ci la duminica, pentru a putea da ocazia cât ori mai mulți ora să participe. Florentina Niță s-a stabilit împreună cu familia de peste 18 ani în Italia, la Milano. Manifestările din Italia au fost organizate sub egida Asociației de Tradiții Populare Românești ARCA și Centrul Cultural Italo-Român din Milano, sub patronajul Consulatului Român de la Milano.